Fie că este vorba de un job, de un proiect pe care vrem să-l obținem, de o casă sau orice altceva, avem în față ceva ce ne lipsește. Ce ne facem dacă pe parcurs ne pierdem focusul? Sunt Raisa, iar astăzi la Secretele Vieții continuăm discuția despre mușchiul atenției sau, pe scurt, focusul. Alături de mine, în studioul Radio Rad, se află, ca de obicei, Ileana Olaru. Bine te-am regăsit, draga mea. Ce mai faci? Cum bine, ești? V-am găsit. Ca de obicei, sunteți bine, extraordinari. Nu ne-am auzit de mult și mă gândeam la ce spuneai, că focusul, într-adevăr, este un super subiect. Și am avut o super ediție anterioară, așa că hai să continuăm. Bineînțeles. Aș dori să vorbim puțin despre forțarea de a face anumite lucruri, un aspect pe care l-am observat la mulți, de altfel. Forțarea aceea de a face unele lucruri care nu ne reprezintă. Au avut tot bagajul de cunoștințe teoretice și practice și cu toate astea nu se regăsesc, nu s-au regăsit sau nu au rezonat cu acel lucru. Este și acest lucru un motiv pentru care ne poate scădea nivelul de concentrare, focusul? Întrebarea așa foarte, foarte complexă și cred că cel mai mult și cel mai mult ține în primul rând de stima de sine, de conștiința de sine. Și conștiința de sine, vorbeam în ediția anterioară și spuneai și tu, ține de a te cunoaște și de a cumva a înțelege unde ești. Cred că cel mai important lucru în aspectul ăsta este ce-ți spui tu ție. Se numește dialogul ăla interior, pe care, ok, mulți nu-l au, zic că nu-l au sau cred că nu-l au sau zic că a fost scurt, că dimineața am zis ceva negativ sau mai puțin pozitiv despre mine. Dacă ar fi așa să o luăm în niște termeni mai interesanți pentru ascultătorii noștri, care sunt niște oameni foarte isteți și cu siguranță au capacitatea să înțeleagă că nu e o chestie că forțăm. Forțarea poate să însemne un progres, forțarea poate să însemne ieșirea din zona de confort, forțarea poate să însemne evoluție, aici vine personală sau evoluție pur și simplu, și există un organ interesant care este între lobii frontali, care se numește insulă. Așa se numește, e bine poziționat acolo la nivelul creierului nostru. Insula asta are cumva rolul de a cartografia toată anatomia corpului nostru. Deci ea cumva cartografiază absolut toate organele corpului și, ca să înțelegeți mai bine, în momentul în care tu te gândești la bătăile inimii, le simți. Da? Dacă zici inima bate mai puternic, simți asta, pentru că această insulă este exact ca și un centru de control. Da? Și în momentul în care tu ai spus și ai gândit, ea își îndreaptă atenția asupra acelui lucru. La fel este cu inspirația, cu respirația. Când spune om, ok, inspiră puternic, expiră puternic. Automat, omul ăla se trezește că plămânii lui sunt mai lungi, știi? Poate să inspiră o cantitate mai mare de aer, că nu stă doar și inspiră până mai puțin. Că noi, na, da, folosim partea de stern, nu partea de respirația abdominală, de obicei, că așa stăm la birou, stăm pe scaune. Această insulă are și capacitatea de a ne face să simțim ceea ce simțim despre noi și ceea ce simțim despre ceilalți. Te referi la emoții? Mă refer la emoții și nu numai. Ca să dau un exemplu simplu, în momentul în care
îți dai seama că ai uitat acasă ceva foarte important, simți o strângere de inimă. Deci, pur și simplu, corpul are o contracție când zici, ah, am uitat acasă exact ce vroiam să le duc mai tare, prăjitura, tortul, pantofii, da, cadou. E, acea simțire, deci este nu numai o emoție, că tu nu transmiți o emoție, tu transmiți o informație prin care, de fapt, tu regreți chestia aia sau îți pare rău, fie că te întorci, fie că, da, nu mai poți să repari sau ai nevoie să cauți soluții. Și obții acea strângere de inimă, știi că sau mulți spun de stomac, știi? Simți, da, așa o contractură, pentru că ăștia se numesc markeri, deci așa se numesc markeri somatici. Da? Acei markeri somatici, de fapt, ne arată că corpul nostru colaborează, organele din corp colaborează, iar această insulă are acest rol de control. Acum te întreb, ok, ce are asta cu întrebarea că forțatul? Ok, asta are legătură cu ceea ce punem noi în insulă, adică cum vedem noi lucrurile, exact așa ne transmite ea impulsurile în corp. Dacă eu constant și continuu îmi repet și spun că îi forțat și eu nu cred că se poate și eu nu cred că, automat toate reacțiile, da, spuneam în emisiunea anterioară, focusul determină ceea ce vezi în realitate, adică realitatea ta este dată pe ceea ce tu îți concentrezi atenția. Dacă tu îți concentrezi atenția pe faptul că nu se poate, îi nu se poate. De aceea este foarte important modul în care vorbești cu tine, acest dialog interior al tău cu tine în fiecare moment, și acest dialog are nevoie să fie deschis, să fie animat, să fie, hai să zic, constructiv. De ce? Pentru că asta deschide posibilități, adică găsesc soluții. În momentul în care tu nu vezi lucrurile și nu le vezi, forțarea asta, de fapt, de multe ori, înseamnă ieșirea din zona de confort. Și dăm voie să spun că și asta se educă. Nu poți să zici că, ok, toată lumea este nevoie să iasă din zona de confort. Nu este nevoie toată lumea să iasă din zona de confort, dar ieșirea din zona de confort înseamnă, de fapt, să accesezi noi posibilități și noi oportunități. Îți dau un exemplu. Suntem acum foarte mult în online. Da. Și copiii și noi și aud de foarte multe ori de la oameni că, de la unii, nu, de la unii, că s-au săturat de online. Și de multe ori i-am luat și am început să discut cu ei despre ce înseamnă online. Și după discuția de 20 minute, de 30 de minute, deja lucrurile le-au văzut altfel. Mi-au și spus, aha, acum vedem altfel lucrurile. Deci eu cred că această forțare vine de multe ori din neînțelegere, din neîntrebare. Adică de multe ori luăm niște lucruri, spunem niște lucruri și nu le înțelegem, dar nu avem curajul să punem întrebări. Știi că vorbeam noi chiar la sfârșitul ediției anterioare despre faptul că nu punem întrebări ca să nu părem că nu știm, să nu părem proști sau să nu ne simțim inferior sau, știi, adică plecăm de la premiza că dacă pun o întrebare, deja dau prost. Da? Suntem judecați. Exact. Mai departe, da. Și atunci nu punem întrebări și dăm cu presupusul. Și când dai cu presupusul, la un moment dat, tu forțezi lucrurile într-un anumit mod pe baza ceea ce știi. Și dacă te uiți la o grămadă de statistici, dacă omul ăla s-ar opri 2 minute, s-ar concentra pe ce, apropo de focus, da? Că de focus vorbim, pe ceea ce vrea să obțină și să zică, băi, ok, fii atent. Deci, eu asta nu știu, eu asta nu știu, eu asta nu știu. Și aici ar mai fi ceva ce nu știu că nu știu și poate că ar trebui să știu. Hai să văd cu cine vorbesc.
ca să îmbunătățesc aspectul ăsta. Și atunci oamenii nu fac pentru că sunt forțați. Oamenii se simt forțați pentru că nu înțeleg. Da, și eu când am nevoie să fac ceva sau în anumite circunstanțe, nu, e nevoie să faci ceva. Sunt oameni, ok, Einstein zicea că e faină intuiția, dar, care este darul nostru, dar logica este cel mai important instrument pe care îl folosim. Adică, indiferent cum credem noi în tot ce se întâmplă, avem încă o minte logică, da? O minte logică care ne împiedică de cele mai multe ori, e una din barierele mentale împotriva creșterii. Deci am făcut un curs acum vreo 2 săptămâni despre barierele mentale și râdeau, deci la un moment dat toți râdeau și zic, băi, nu se poate, deci dacă nu te regăsești în jumătate din astea, până acum nu existi. Pentru că toți avem bariere, dar una din bariere este mentală, este partea, și care este și o barieră comportamentală. Ok, una nu întreb, da, asta e o barieră comportamentală, iar a doua o chestie, oricum eu știu. Da? Ok, super. Ceea ce poate că e valabil astăzi, mâine poate nu e mai valabil sau săptămâna viitoare. Și atunci e foarte important, știu, ăsta e relativ și știi de ce e important? Ca să nu te rănești. Deci eu mi-am dat seama de chestia asta, că noi avem această calitate de sadomasochism sau cum se numește, da? De a ne autosabota prin noi înșine. Deci nu ne autosabotează nimeni. Deci n-am văzut pe nimeni autosabotat de cineva mai mult, de autosabotat, sabotat de cineva, decât autosabotat de el. Adică nu-ți pune nimeni piedici. Ai libertate, dar mersul pe pilot automat, faptul că așa am fost, așa am făcut, așa s-a făcut, știi, era chestia că la nunți, toată lumea știa, părinții, rudele și așa, știau câți bani ori dat ăia la nunta lor ca să dea și ei la rândul lor. Deci, hello! Deci, ok, și am apărut eu, care la un moment dat n-am mai mers la nicio nuntă la care ar fi trebuit să merg, și am mers la nuntă la care n-am avut obligație, la care am fost invitată și am mers din plăcere pentru oamenii ăia, pentru faptul că porneau un drum, la un drum, da? Din plăcere. Și mi-am dat seama că asta e o chestie de neînțeles și mă întorc. Deci nu cred că oamenii se opresc. Eu cred că oamenii nu cred în ei suficient. Cred că partea asta de încredere în forțele proprii, în capacitatea ta și dorința de a explora ce e în afara zonei de confort. Acum, sunt unii care au o zonă de competență foarte mare, știu să facă niște lucruri, le-au adus în zona de confort foarte bine. Acum, online-ul ne-a pus într-o situație nouă și de învățare și de focus. Și eu mă uit la oamenii, deci eu mă uit la oameni că nu sunt capabili să-și păstreze focusul într-o întâlnire de 40 de minute, dar le spun copiilor să stea 5 ore online. Și eu de obicei închid ușa și zic că vezi că nu mai zi asta, cel puțin între el. Adică tu zici, îmi zici mie acum că tu n-ai răbdare, că nu te poți concentra, că tu nu poți să înveți nimic, nu poți să-i mai auzi pe ăștia, dar pe partea alaltă, copilul are nevoie să concentreze, să înveți, să dea examene, să facă temele, tot online. Dacă tu nu crezi că există beneficii, nu-l poți ajuta. Da, pentru că îi transmiți și copilului, sigur. Și nu te ocupi, știi? E ceva de genul, mie îmi place blondă, mie brunetă. Nu mă interesează cum se face blondul sau câte nuanțe de blond sunt sau, da? De ce? Pentru că nu mă interesează. Exact așa e aici, știi? Și atunci, marea provocare pe care o au și profesori și toți, da? Este să încerce ei să transmită, știi, în online, vezi pe toți că încearcă să transmită partea aia de energie, de conectare, ne-a trebuit un an jumate și încă învățăm. Deci eu mă văd pe mine, avem greșeli peste greșeli, asumate, neasumate, dar ne-am păstrat focusul, ne-am dorit să susținem oamenii în continuare și am muncit de 2 ori mai mult, da? Pentru că asta s-a făcut, da? S-a muncit de 2 ori mai mult. Dar nu asta e important. Important este că am reușit să ne menținem focusul. Când noi despre focus vorbim, da? Am reușit să ne menținem focusul. Se zice că
Nu poți să fii atent și să faci concentrat două lucruri în același timp. Este sau nu un mit? Depinde ce înseamnă mit. Multitasking-ul există de mult. Femeile cred că s-au născut multitasking, asta e o glumă. Cu siguranță. Da, s-au născut multitasking, dar asta sau nu înseamnă... Sau și-au dezvoltat parcurs. Asta nu înseamnă că fac bine tot. Dacă ar fi să vorbim de concentrare și dacă ar fi să vorbim de parte de expertiză, oamenii care au expertiză pe partea asta, care au făcut studii, spun așa, că în momentul în care faci un task, lucrezi la un task și ceva te scurt-circuitează, e ok, poți să fii atent la acel ceva, dar ai nevoie de 10-15 minute ca să-ți recapeți atenția și concentrarea. Ei, asta nu înțeleg mult și atunci se enervează. Deci poți să faci multitasking și poți să faci bine și se fac exerciții. Există traininguri pentru exerciții. Citeam despre un grup din Statele Unite care lucrau pe resurse umane și care au fost trainați, da? Să lucreze pe mai multe chestii și în final, după 3 luni de traininguri, au fost capabili în aceeași unitate de timp să rezolve toate situațiile care erau și să rămână la fel de concentrați, adică la fel de acolo. Deci, de fapt, provocarea nu este multitasking-ul, provocarea este, iarăși, educația noastră de a învăța să ne concentrăm. Adică, ok, a venit ceva, m-a defocusat și eu am nevoie să știu că îmi sunt necesare 10-15 minute ca să mă concentrez pe următoarea fază. Dar oamenii ce fac? Bine. Na, acum a venit și ăsta cu chestia asta. Poftim. Acum, iar unde am rămas? Deci, știi, și atunci pui niște paie pe foc și după ce ai agitat bine toate simțurile creierului, te-ai agitat așa, tot tu zici, gata, mă duc să beau o gură de apă, așa, mă duc să beau o cafea, mă duc să fumez o țigară dacă ești fumător și să o iau de la capăt. Păi nu e de la capăt, e de unde ai terminat, dar dacă nu te-ai fi, n-ar fi fost partea de iritabilitate, ți-ar fi trebuit 10 minute, așa îți trebuie jumătate de oră. Știi, și atunci de multe ori te trezești cu task-uri nefinalizate și aici vorbim de rezistența sub presiune, de fiecare cât rezistă la presiune și iarăși mă întorc la atenție. Cum te antrenezi? Îl asculți pe omul ăla? Poate zice ceva chiar foarte important sau, dacă știi că nu poți, îi spui, putem vorbi peste 10 minute sau peste 15 minute, atâta mai am nevoie să termin aici. Fără să-ți iei gândul de la chestia aia. Doar îi spui și te întorci înapoi. Asta cere exercițiu. Deci multitasking-ul nu înseamnă câte task-uri făcute praf și de câte ori m-am enervat eu într-o zi. Multitasking-ul înseamnă capacitatea unui om de a se concentra sau de a-și repune atenția pe ceea ce face și să continue să facă acel task la care lucra. Știi, fără să îl, nu știu, să devină, să fie iritat. Aș vrea să vorbim puțin despre concentrarea la locul de muncă, dar din punct de vedere al angajatorului. Dacă vedem că angajatul nostru are un potențial extraordinar, însă întâmpină o problemă în ceea ce privește focusul, ce putem face noi din postura de angajatori? Singapore a fost prima țară din lume, care e o țară-oraș. Vă recomand să ajungeți să o vizitați ca și concept, ca și... A fost prima țară din lume care a introdus în programa școlară, în educația școlară, educația socială și emoțională. Ea a și rămas, bine, pe urmă a venit Coreea, au venit mai multe, dar ea a fost prima țară care cumva a venit în partea asta de educație să spună că copilul de azi, adultul de mâine. Și a zis-o bine. Angajatorul de astăzi a fost copilul de ieri sau de ceva timp. Și aici sunt câteva aspecte foarte interesante pe care le-ai zis. Ai zis cuvântul potențial. Toți avem un potențial dat de divinitate, de divinitate. Ăla e potențialul nostru.
avem un potențial personal. Potențialul ăsta personal poate fi activat doar dacă ieși din zona de confort. Adică doar dacă ieși de pe pilot automat, doar dacă faci ce n-ai mai făcut ieri, doar dacă pleci de la ideea că ești singura competiție pe care o ai în viață, e competiția cu tine însuți, ca mâine să fii mai bun decât astăzi. Doar atunci poți să-ți activezi potențialul personal. Eu personal, și aici vreau să mi-o asum mie, că să nu vorbim de, nu știu, părerea mea, da? Părerea mea, nu contează că e a mea, dar e a mea, că mi-o asum. Este că sunt foarte mulți oameni care au potențial personal și care nu înțeleg că pentru ca să îl descoperi, ai nevoie să stai lângă cineva care să te... Se numește scurt-circuiteze, cred. Scurt-circuiteze. Sau un termen, da? Să te scuture puțin. Să te scuture, dar nu în sens negativ, dar să-ți dea de gândit, să te facă să gândești, să te întrebe. Știi, oamenii s-au obișnuit să li se spună ce să facă. Și angajatorii moderni, angajatorii de acum, își construiesc echipe de oameni. Și cum fac diferența? În primul rând, dacă ar fi să vorbesc de angajatori, și aici sunt, sigur, mai multe tipuri de lideri, mai multe categorii de lideri, sau, dar din punct de vedere al angajatorului, primul lucru este că cred că el ar trebui să fie genul liderului inspirațional. Știi? Ce înseamnă lider inspirațional? Nu omul ăla care zice suntem în competiție cu alte companii, ci omul ăla care zice uite, avem aia, o să fie bine, căutăm resurse, ducem lucrurile la bun sfârșit, trecem oamenii peste pragurile astea. Și vreau să-ți spun că eu cunosc în Arad foarte mulți CEO, foarte mulți angajatori, foarte mulți CEO-uri cu care lucrez și pe care vreau să-i felicit pentru implicare, pentru determinare, pentru creșterea lor personală. Poate că nu se vede și de multe ori, poate că e ciudat că spun asta, cam câtă bătaie de cap au ei în spatele scenei, tocmai pentru că ei nu sunt în competiție cu nicio altă companie, ci singura competiție au cum să ofere oamenilor ăia înțelegerea că de fapt se poate și aici, se poate face și așa, se poate ajunge acolo, dar ai nevoie să-ți dai și tu interesul. Ca și om în echipa angajatorului tău, este nevoie să-ți păstrezi atenția, să-ți dai interesul, să te preocupi. Și atunci liderul ăsta inspirațional... Și repet, sunt foarte mulți, deci în cel puțin pe platformele industriale de aici sunt foarte mulți care nici, nu neapărat că nu sunt tineri, sunt care conduc de mai mult timp, de mai puțin timp companii, dar sunt niște oameni care au partea asta de îndreptat spre oameni. Se pricep în partea empatică, fără să treacă o limită, pentru că și aici la empatie există vis-a-vis de relația asta angajator-angajat, există niște ghidaje, dar au parte de empatie, au parte de autodisciplină, au partea asta de a emite judecăți de valoare, adică exact ce ziceam mai devreme ca și exprimare, să găsim soluții, să trecem cu bine pe toată lumea peste un hop, știi? Pare o exprimare, dar de fapt este o concluzie, o judecată de, care conține, care are un content extraordinar de valoros. Și da, ok, există și o altă categorie de oameni care poate nu pot să facă asta, dar din punct de vedere al antreprenorului, noi plecăm de la premiza, și asta o spun întotdeauna, nu contează ce știi, contează atitudinea. Da? Deci atitudinea nu ți-o pot schimba eu ca și angajator. Cred că undeva la un hotel în Sibiu scrie că noi nu educăm, noi nu angajăm oameni pe care să-i educăm, noi angajăm oameni deja educați.
Și am zis, bă, ce chestie? Adică te angajezi din premiza că ai o coloană, ai niște valori, știi ce vrei, știi când ai venit acolo, da? Că nu vii doar pentru salar. Pentru că realizările materiale sunt extraordinare. Dar ce lași în urmă este marcant. Realizările materiale sunt fantastice, dar nu duci nimic cu tine și nici nu rămân în numele tău. În schimb, ce lași în urmă și câți oameni îți rostesc numele și câți oameni trăiesc bine pentru că tu ai zis ceva sau ai găsit o soluție și câți oameni și-au modificat gândirea, stilul de viață, stilul de a vedea lucrurile, câți oameni au prins încredere în ei, nu contează. Oamenii ăia sunt oameni care au putut să facă o mică schimbare care a produs o uriașă schimbare în viața lor. Deci, când accept eu ca angajator, da, și vreau să-mi extind echipa, în primul rând mă uit la atitudine. Deci mă uit la atitudinea omului. Care este atitudinea, modul omului ăla de a vedea lucrurile, de a accepta, de a construi, de a fi educabil. Acum, știi chestia asta cu educabil. Noi toți suntem educabili declarativ. Dar eu așa, știi, mă uit așa ca și angajator, că oamenii, angajatorii, da, chiar cred că omul ăla care vine acolo vrea mai mult, vrea să-și aducă aportul, creativitatea, ce are el din potențialul pe care l-a primit. Da? Plus-valoare. Acel plus valoare. Ei, tot se vorbește despre plus valoare, dar oamenii nu înțeleg că plus valoare este partea de semnificație pe care el o câștigă, nu partea de salar. Știi? Partea de salar se duce în partea materială. Și aici, fără să fiu rea, dar la un moment dat, știi, mă uitam în țările astea civilizate, școli pe bani, aia pe bani, aia pe bani, aia pe bani, aia pe bani. La noi toată lumea vrea gratis, gratis, gratis. Ok. Da. Rezultatul e uneori o provocare că ca și angajator îi spui unui om, ok, uite, citește cartea asta. Da, trebuie să o cumperi. Costă 40 de lei sau 50 de lei sau 100 de lei. E mult. Deci trebuie să fie gratis. Dar un pachet de țigări nu e o problemă că costă. Ține de modul tău de valori. De valorile tale. Știi? De valori. Ține de valori. Când tu înțelegi că educația costă și educația bună are un preț, deja e o valoare. Când tu înțelegi că dacă nu plătești înainte de a primi, n-ai cum să ai succes, și asta e o valoare. Da? Deci, tu ai nevoie să fii dispus să plătești un preț pentru ceea ce vrei să obții, ca pe urmă să obții. Nu invers. Niciodată nu o să fie invers. Da? Și atunci, angajatorii moderni sunt mai diferiți, dar sunt în același timp preocupați. Să știi că sunt multe companii care nu au tăiat în perioada asta din investiția în oameni. Nici universități, nici... Mi-am avut marea plăcere să-i cunosc, să lucrez și-au investit timp, profesori, da? Profesori universitari, lectori, da? Și-au investit timp, da? În timp din viața lor, în a sta în program, în a înțelege ce înseamnă nou, ce înseamnă schimbări, de ce spuneai tu, în a investi în ei plătind un preț. De ce? Pentru că ei vor să ofere copiilor care vin în universitate, da? Vor să ofere o imagine corectă, raportată la viitor. Adică avem nevoie de upgradări permanente. Bineînțeles. Că tot ai pomenit adineori de copii. Aș vrea să vorbim despre focusul la copii. Da, lipsa de concentrare este, din păcate, o problemă larg răspândită în rândul copiilor. Concentrarea lor este atât de scurtă încât chiar și noi le
jucării le atrag atenția doar câteva ore vorbind de copii mai mici. Ce putem face noi ca părinți dacă observăm că ai noștri copii au dificultăți de concentrare și atenție? Asta este un subiect fain. Da, și nu mă leg doar de cei mici, de copii în general. Dacă ești mămică sau tătic și ai un copil mic, ai văzut următorul lucru când e foarte mic, apropo de jucării sau de chestii interesante. În momentul în care are o emoție, da, de o formă sau alta pe care el nu poate să o spună, dar o manifestă printr-un plâns, prin ceva, automat, dacă tu îi dai un lucru, o jucărie, o ceva, emoția se calmează, da, și el începe să studieze chestiunea care i-ai dat-o, că e biberonul, că e o jucărie, că e o ceva, da? După ce o termina de studiat și s-o plictisit, o lasă deoparte și se apucă de răgnit mai rău decât înainte, da? Și întrebarea întotdeauna, dar ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, pur și simplu o revenit emoția. Ideea este să-i dai ceva atât de interesant sau să ai două, trei chestii care să fie atât de interesante la bebelușii ăștia, încât până se liniștește partea aia de emoție interioară, atâta timp îi trebuie lui să butoneze chestia aia, da? Până când pur și simplu el pe interior se liniștește. Dacă nu, e temporar și explodează. Un lucru foarte interesant, prima abilitate emoțională la copii, așa pe la 3 ani, e când copilul alege conștient, pur și simplu alege conștient, e chestia aia, spunând nu. 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 Și părinții e nu la orice. Da, e o chestie. Și atunci părinții au... știi, se întreabă, băi, nu, cum nu? De ce nu? Pur și simplu la el asta este partea de care va dezvolta voința și autodisciplina. Deci pur și simplu faptul că este un control care presupune efort, da? Deci el controlează faptul că nu vrea să se îmbrace cu haina aia și analizează. E loz, e albată, nu-mi pac papuții, așa. Deci el, faptul că el își ia energie și e un efort pentru el de control, el spune nu. Dar este abilitatea care îl duce la voință și autodisciplină. Pe la 8 ani începe ceea ce se numește atenție executivă. Aici e o chestie de genul, apar părțile astea cognitive, cum să învețe să citească fluent, cum să învețe să facă calcule la matematică. Deci fac toate chestiile astea. Această abilitate cognitivă care se numește atenție executivă este cheia managementului personal. Știu că sună așa bombastic, fantastic, dar e cheia managementului personal. Și nu degeaba, dacă te uiți în școală, da? Sunt exerciții care se repetă, sunt tot mai grele, sunt tot timpul, știi, textele din ușoare devin tot mai complicate, tot mai multe, tot mai dese. De ce? Pentru că, de fapt, se dezvoltă bucata asta, știi, de tot ce înseamnă atenție executivă. Acum, știi, când ascultătorii noștri o să înceapă să studieze copiii, stai să-l văd pe al meu ce are sau ce n-are. Ok. Eram la managementul personal. Managementul personal, știi ce face? Îți permite să te concentrezi asupra unui lucru. Știi? Când faci matematică, faci matematică. Nu vine mami, mai bei un pic de lapte, nu ți sete, nu ți foame, nu mai lasă lecțiile. Măi, deci
Deci el, când face matematică, el de fapt dezvoltă o funcție cognitivă, dar face adunare sau ce face, dar în exprimarea atenției e vital în managementul personal. Și da, știu că creierul se dezvoltă cel mai târziu. Știi, până pe la 20 de ani se dezvoltă creierul de obicei, la unii niciodată, dar de obicei până la 20 de ani, uneori și eu aveam impresia că la mine nu mai este loc, nu știu dacă e de bine sau, dar simțeam că este spațiu care e nevoie să fie umplut. Până m-a explicat cineva mai isteț și mai deștept, că mi-a zis că ăla va fi întotdeauna, că e nevoie să înnoți creierul tău înnoată în apă, mă rog, una din școli, da. Asta era o glumă. De fapt, managementul personal reprezintă partea asta de manifestare a voinței. Eu pot să decid. Și atunci mi s-a părut foarte interesant, în urmă cu ani de zile, am citit despre un experiment, sunt foarte multe experimente foarte frumoase, făcute de psihologi, pentru copii. Și a fost cel mai tare exemplu de autocontrol. Da? A fost luat un grup de copii de 4 ani. Și au fost introduși pe rând într-o cameră în care, ca să nu le fie distras atenția, nu era nimic, nici jucării, nu era nimic pe pereți, nici jucării, nici nimic. Era o singură măsuță pe care era o tavă cu brioșe, bezele, toate dulciurile preferate de copii. Și era așezat pe scaun și se spunea: dacă vrei, poți să iei acum un dulce care vrei tu. Însă, dacă mai aștepți până la final singur aici în cameră, o să primești 2 și le poți alege tu. Deci gândește-te un copil de 4 ani într-o cameră în care trebuia să stea 15 minute cu tava aia de dulciuri. Rezultatul a fost genial. O treime din copii au acceptat să primească dulcele care i-l-a dat omul. Pur și simplu, omul ăla a luat de acolo și de obicei le lua cel mai urât, cel mai neinspirațional. Da? O treime. O treime l-au luat, l-au pus înapoi, l-au luat, l-au pus înapoi, știi? Deci cam așa. Dar o treime au stat 15 minute în fața, față în față cu tava aia, față în față cu dulcele lor preferate. Și după alea 15 minute au primit ceea ce au vrut. Asta înseamnă autocontrol. Și gândește-te că să stai 15 minute, să stai ca și copil de 4 ani față în față cu dulciuri. Și s-au făcut niște studii, că i-au întrebat: ce au făcut alea 15 minute, da? Când în camera aia nu era nimic. Și majoritatea au explicat, așa cum au spus ei, că s-au gândit la desene animate și s-au gândit dacă ar fi dulciurile alea aranjate altfel și și-au imaginat o grămadă de lucruri și au vorbit cu ei și da, au fost, îți venea să-i mănânci. Sunt 3 abilități, de fapt. Prima, să îți iei concentrarea de pe ceva foarte tentant. Adică să te dezafectezi de chestia a doua, să reziști în fața tentațiilor, da? Iar a treia, pur și simplu, să te focalizezi pe rezultatele de după. E această recompensă întârziată, care se numește autocontrol, este de fapt cheia voinței și cheia succesului majorității copilului. Autocontrolul copilului arată cât de puternic va fi. Știu că sună foarte ciudat, dar de aceea părinții le iau animale, le iau pisici, pun să facă curățenie, le iau animăluțe și mai departe, trimit în tabere, copiii învață limbi străine sau îi țin în medii, tocmai pentru că au nevoie să își dezvolte autocontrolul. Și dăm voie să-ți spun că Sfântul Graal
dacă pot să zic așa, al controlului mental este oprirea la semn. Să te oprești. Există niște experimente, se numește semafor, niște experimente făcute în Statele Unite, în care copiii de grădiniță li se pune muzică, sunt pus să deseneze, da? Și în momentul în care se oprește muzica, deci ei se opresc instant. Ăsta este, așa se numește în psihologie, sfântul graal al controlului atenției. Oprirea la semn. Adică să faci... Și că tot am ajuns să vorbim despre copii, trecem puțin la familie, dezvoltăm așa, și aș vrea să vorbim despre cea de-a doua familie, așa, pe scurt, câteva minute, și anume prietenii. Ce putem face cu prietenii pentru a-i ajuta în momentul când atenția nu mai este focalizată pe un obiectiv? Să iubim. Asta cred că putem face toți, fără niciun fel de obiectiv și fără nimic. Oameni buni, trecem prin perioade. Nu toată lumea are concentrată atenția pe obiectiv. Să iubim, să-i acceptăm așa cum sunt. Da, într-adevăr, vrem să-i ghidăm. Vrem să-i ghidăm. Dar avem nevoie să, în primul rând, să-i stimulăm și să ne dăm seama ce își doresc. Că până la urmă, ideea e ce? Toată lumea vrea să-l schimbe pe celălalt. Hello! De fiecare dată când vine cineva la mine, spune că are o provocare cu nu știu cine. Și eu tot timpul zic, da, să începem cu dumneavoastră. De ce? Pentru că, ok, tocmai că familia, prietenii, ăștia sunt, da? Important este tu ce vrei, care e mediul de influență pe care îl ți-l dorești, ce citești, cum. Oamenii se vor uita la tine. Unii dintre ei chiar vor veni și o să înceapă să crească alături de tine, pentru că nu o să se poată, adică e clar. Există într-adevăr și categoria de oameni care le este greu să se schimbe pentru că tu te-ai schimbat. Dar cred că cel mai important lucru pe care îl putem face toți e să îi iubim. Cu asta îi putem ajuta. Iubindu-i necondiționat. Deci asta e maxim. Și ascultarea cred că este un alt punct. Ah, da, pentru ghidajul de care mi-ai spus adineori. Da. Ca să-i putem ghida. Absolut. Neapărat să-i schimbăm, să-i ghidăm, să-i ascultăm, da. Și automat... Sunt pentru. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției. Iată, deci, unul dintre secretele vieții este focusul. Ușurința de a îndeplini sarcinile în viață depinde de această capacitate subtilă, după cum și Daniel Goleman a spus. Și să nu uităm că abilitatea de a-ți menține concentrarea este cea care separă mediul și mediocrul de excelență.